Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este Mobicast 281, podcast și videocast săptămânal. O săptămână marcată în mod clar de evenimentul Microsoft Surface, în sfârșit s-a lansat Surface Phone, mai bine zis, a fost anunțat. Am avut tablete noi, laptopuri noi, s-a lansat Call of Duty Mobile și l-am și jucat. În rest, Emax a rebranduit și a anunțat când are loc Black Friday-ul și s-a lansat și GoPro Hero 8. Toate acestea în minutele următoare și începem cu rezumatul știrilor săptămânii. După cum spuneam, Surface Phone e real, doar că nu se numește Surface Phone și nu s-a lansat încă. Se numește Microsoft Surface Duo, este un telefon cu două ecrane și are Android la bord. Am înțeles că ar veni cândva în perioada sărbătorilor de iarnă în 2020, deci mai avem mult de așteptat. Este un Android 10 personalizat la bord, cu suita Office, suport de interacțiune cu stylusul și, sincer, nu arată prea cuceritor. Mă duce eu gândul la ZTE Axon M și la un Nintendo DS. Sincer, mi se pare cam din topor așa și separarea ecranelor mi se pare cam prea mare. Dita mai șanțul între ecrane. Dar e doar un concept, varianta finală vine la anul, deocamdată Snapdragon 855, la anul probabil 865. Mai interesant e tableta aceea, Microsoft Surface Neo, cu Windows 10 X la bord. Aici clar avem o separare, o delimitare între cele două ecrane, două ecrane de 9 inch și o talie de doar 5,6 mm când terminalul e deschis. Eu personal am fost cucerit de tastatura aia, ea glisează în sus sau jos, poți să o pui oriunde vrei pe ecran și se va adapta interfața în jurul său. Se atașează magnetic. Dispozitivul cântărește 655 de grame și Windows 10 X lui am dedicat un alt articol. În principiu este o platformă specială pentru pliabile și pentru terminalele cu două ecrane. Acest produs va fi probabil foarte scump, gândiți-vă că practic s-au lipit două tablete împreună. Se poate folosi în mod tent, se poate folosi în mod laptop, în mod tabletă și, iarăși, vine la final de 2020. Ceva care o să vină mai curând este Microsoft Surface Pro 7, tabletă de $749, are procesor Intel Core, doar că acum nu mai pornesc de la Core M3, pornesc de la Core i3. Avem Core i3, Core i5, Core i7. 4 GB de RAM, 8 sau 16 GB de RAM, ecranul cam la fel ca anul trecut. Am înțeles că tipul de RAM s-a schimbat, nu mai e LPDDR3, e LPDDR4X. Stocare până la 1 TB de SSD, hai că nu sună rău, avem și cordul de magneziu, kickstand de la $749, adică în România, nu știu, probabil de la vreo 3.000 și ceva, 4.000 de lei, că na, la noi sunt lucrurile mai scumpe. Se livrează de pe 20 de octombrie, probabil doar în SUA pentru început. Ceva inedit, laptopul Microsoft Surface Laptop 3 are ceva inedit pentru că a trecut la procesoare AMD. Până acum avea numai procesoare Intel și a decis Microsoft să ofere variante. Acum poți să-l cumperi cu AMD sau poți să-l cumperi cu Intel. A colaborat Microsoft cu cei de la AMD și a scos un procesor special, AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition. Se laudă că ar fi cel mai puternic de pe piață. Nu este Ryzenul pe care le găsești pe sistemul tău, ci ceva diferit. Sunt 4 configurații. 13 inch Core i5, 13 inch Core i7, 15 inch AMD A9, 15 inch AMD A11. Prețul este de la $999 și întotdeauna am fost mare fan al designului lui Surface Laptop. Foarte important de văzut cum arată balamaua, pentru că mie asta îmi plăcea balamaua. Și Microsoft se laudă că a făcut laptopul foarte ușor de reparat. Aparent poți să repari chiar și tu, la nivel de tastatură. V-am explicat într-un articol ce este cu acest Windows 10 X. Hai să vă explic. La bază este tot Windows 10, dar cu câteva modificări. E gândit pentru terminalele cu două ecrane sau pentru pliabile și din câte am înțeles eu, poate rula și softurile tradiționale de Windows, executabilele, dar și aplicații din Windows Store sau Web Apps. Am mai înțeles și că scapă de meniul Start, acela clasic. Scapă de lifestyle, scapă de iconuri animate. În zona meniului Start o să ai o listă cu aplicații, documente și fișiere recente puse la îndemână, atât. Putem să dăm și pin in place la aplicații și acel meniu Start e mai mult un fel de launcher acum. Experiența acestui Windows 10 X vrea să o imite pe cea de Android de pe tablete. Cam ăsta este vibe-ul. Am înțeles și că este extra securizat. Nu vreau să vă explic foarte complicat. În principiu au separat zona de computing de cea de aplicații, ceea ce te apără de malware. Până acum o aplicație putea să infecteze tot sistemul de operare, doar că acum separând cele două zone, na. Este și always connected și cum ai deschis capacul la device s-a și activat, a și pornit. Deci, na. Mai rămâne să mai aflăm chestii, pentru că mi se pare prea puțin să-l consideri
separat spin-off de Windows 10 X, dar foarte important, o să aibă variante dedicate de YouTube, Facebook și alte aplicații celebre. Asta este Windows 10 X. Și nu se termină aici lansările. Avem Microsoft Surface Earbuds, niște căști scumpe, mai scumpe decât AirPods 2. Cine ar cumpăra așa ceva? Îmi place designul ăsta SF. Când o să le ai în ureche, o să arăți ca și cum ai avea un fel de dop în ureche. Cam ăsta e vibe-ul. Ai o cutiuță de transport care încarcă. Ai câte două microfoane care reduc zgomotul de fond. Hai să vedem ce mai avem aici. Autonomie de 8 ore. Cutiuța de purtare ne mai oferă încă 16 ore. Deci în principiu 24 de ore. Hai să vedem cum stăm cu prețul. Surface Earbuds sunt $249 în condițiile în care AirPods 2 este $159. O căruță de bani, totuși cam în jur de 1000 de lei pe niște căști, cam mult. Dar au funcții speciale Office, poți să controlezi Outlook-ul din ele, poți să controlezi slide-urile prezentării din PowerPoint cu ele, poți să controlezi Cortana, Siri, Google Assistant, Alexa cu ele, deci, într-un fel, na, e pentru mediul corporate, dacă vreți. Și poți să traducă în timp real cuvinte, discursul tău în 60 de limbi, asta e mai tare. Și încă un device, promit că e ultimul, pentru că sunt prea multe chestii Surface și, să fim serios, cine cumpără Surface în România? Microsoft Surface Pro X, o variantă ARM a tabletei Pro 7, cu design schimbat, preț mai mare, ecran de 13 inch și LTE. În principiu, în loc de procesor Intel Core de generația 10-a, avem o soluție custom. Ar fi un procesor Qualcomm, doar că nu e Snapdragon, este un Surface SQ1, adică au luat un Snapdragon și l-au refăcut. Ecran mai mare decât la Surface Pro 7, dar un mochi mai subțire astfel încât ocupa același footprint, 8 sau 16 GB de RAM, mai avem porturi USB Type-C la pachet, 2 la număr, ceea ce e nou pentru că Microsoft nu prea punea Type-C pe terminalele sale, preț de pornire de $999 și grosimele doar 5,3 mm. Ok, am terminat cu treaba asta, trecem la chestii locale. EMAG a anunțat când are loc Black Friday 2019. 15 noiembrie. Și au prezentat și un nou logo și o campanie, știți reclama aceea cu Mihai Șora, care e difuzată la televizor și pe internet foarte des în spoturi. Libertate, EMAG în fiecare zi. Sau mai bine zis, EMAG, două puncte, libertate în fiecare zi. Sunt ceva controverse, a săpat lumea în trecutul lui Mihai Șora, a aflat că ar fi colaborat cu regimul comunist. Nu e foarte clar, unii zic că informația a fost plantată de către hateri, alții zic că a fost consilierul Anei Paucăr, acum 70 de ani. E complicată treaba, nu vreau să mă bag în chestia asta, ar fi bune niște studieri de arhive, să nu vorbim fără acoperire. În fine, logo-ul nou, văd că este în degradé, cum este spatele telefonelor ziua de azi, deci e trendy, mai rotunji la G și la E. Cât despre noutățile de la EMAG, ce să zic, personal mi-aș lua un televizor 4K și un PlayStation 4 Pro, deși la anul se lansează PlayStation 5, altceva, nu știu, dacă se ieftinește vreun iPhone mai vechi, dar nici aia nu sunt foarte sigur. Anul ăsta nu mă tentează foarte multe lucruri, poate eventual un laptop. Cred că vreau să trec la un laptop din ăla nesimțit de subțire și cu baterie nesimțit de bună, dar găsesc. Încă o noutate de la EMAG e faptul că poți să-ți trimiți, poți să returnezi chestii înapoi, produse, prin EasyBox. Până acum aveai cutiuțele alea metalice EasyBox și primeai în ele, te duceai cu codul și îți luai produsul, acum poți să și returnezi produse începând de la anul. În fine, Digimobil a prezentat trei telefoane sub marcă proprie, DigiC2, DigiK2, DigiR2. La o privire rapidă, au dotări destul de modeste, DigiC2 are 3 GB de RAM și ecran de 6,1 inch, DigiR2 4 GB de RAM, 3900 mAh baterie, e ok, la prețul de 499 de lei, hai că nu e chiar rău, iar DigiK2 are 6 GB de RAM, asta la 999 de lei. Camera de 48 de megapixeli. Hai că asta nu sună rău. Am înțeles că ar fi telefoane rebranduite parcă Okitel, nu știu exact, parcă ale era brandul. În fine, mai departe vă spunem ceva de lansarea de GoPro. GoPro Hero 8 este aici, GoPro Hero 8 Black și GoPro Max sunt oficiale și avem de face o cameră de acțiune. GoPro Hero 8 Black se bazează pe modularitate. Poți să-i pui o grămadă de module, poți să-i pui un reflector special, poți să-i pui tot felul de atașamente, un display mod cu un ecran de 1,9 inch, un light mod cu reflectoare 200 de lumen și un media mod cu porturi extra. GoPro Max este cameră cu filmare la 360 de grade, mă rog, și captură foto la 360 de grade, știe filmare 5,6K, are stabilizare HyperSmooth Max, 6 microfoane și alte nebunii, 530 de euro este prețul său, iar la GoPro Hero 8... Black, hai să vedem prețul, 430 de euro.
Ok, cam acestea ar fi noutățile săptămânii, trecem la secțiunea Fail și Win. Iată-ne deci la secțiunea Fail și Win. O să încep întâi cu failul. Ar fi mai multe de fapt, dar în principiu e vorba de Samsung. Samsung Galaxy Fold a fost testat, mă rog, nu e un test foarte relevant, dar în fine. A fost testat în fața camerei și un aparat special care tot stimulează îndoirea acestui pliabil și în principiu a cedat la 119.000 îndoiri. O dungă albă pe ecran, este activă doar o parte a panoului OLED. Mai îngrijorător este că după 18.000 de îndoiri, 18.500, apare o gâlmă, cât un pixel, pe ecran. V-am zis, nu e foarte relevant, pentru că stresul este rapid, mecanic, repetat, omul deschide telefonul mai lent și de câteva ori pe zi, dar mai grav mi se pare că am văzut multă lume care mi-a semnalat că a încercat să facă update de software la telefoane Samsung, fie că e vorba de S10, Note 10, S8, S9, și spune că n-a putut fi înregistrat terminalul și că sunt probleme de server. Am auzit, repet, oameni cu S10, Note 10, S8, S9, sunt ceva probleme la Samsung cu actualizările de software în România. Deja am abordat vreo, nu știu, 3, 4, 5 oameni cu treaba asta. Asta ar fi failul săptămânii, iar win-ul e de medicină și tehnologie. Un bărbat paralizat a început să meargă din nou controlând un exoschelet cu ajutorul minții. Foarte tare treaba asta. E un bărbat din Franța, îl cheamă Thibaut și are doar 30 de ani. A căzut acum câțiva ani într-un club de noapte și a rupt coloana, este paraplegic și lucrurile sunt destul de simple. A fost implantat niște electrozi în creierul său, conectați direct la un computer care este conectat la un exoschelet. Și el trimite semnale cu ajutorul creierului care înseamnă comenzi spre scheletul ăla. Mișcă mâna dreaptă, mișcă mâna stângă, mișcă piciorul. În ritmul ăsta, în câțiva ani, cu Neuralink-ul lui Elon Musk, oamenii care sunt paralizați o să aibă o șansă complet nouă. Asta este win-ul săptămânii. Am ajuns acum și la secțiunea întrebărilor, ca de obicei, cine pune întrebă pe forum are prioritate. Ok, mă uit acum la Cebuc Constantin, care mă întreabă, care crezi că este cel mai bun telefon la ora actuală? Întrebare grea, sunt tentat să zic OnePlus 7T Pro, doar că nu s-a lansat încă. În principiu, OnePlus 7 Pro ar fi cam cel mai bun până acum. Mi s-a părut reper la filmare în special, face și poze destul de ok. Pe de-o parte aș fi zis Huawei P30 Pro, pentru care zoom-ul ăla divin și bateria foarte bună, dar cu Huawei încertă treaba în ultima vreme. Într-un fel ar fi Xiaomi Redmi Mi 9T Pro. Am testat Mi 9T, este prea bun pentru prețul lui de 1499 de lei, așa că mă gândesc că Mi 9T Pro e și mai bun. Deci cam asta ar fi treaba. Clar nu e vreun iPhone 11, 11 Pro, chestii de genul ăsta, nu prea îmi plac anul ăsta. Ar mai fi și Note 10, dar scumpuț. Când zic cel mai bun, nu știu dacă vrei să iau în calcul și prețul sau nu. În principiu, ca să le împace pe toate, ar fi Note 10 Plus, dar preț pe măsură. Eu o să rămân la OnePlus 7 Pro, ăsta mi se pare cel mai mult la ora actuală. Măru își bate joc, mă întreabă. Alex, știi dacă reviewerii de top, Marcus Brownlee, Unbox Therapy, Dave Lee, sunt plătiți pentru a lauda anumite produse, chiar dacă acestea sunt slabe, sau, în cazul tău, după ce ai dat o notă proastă, firma respectivă se supere să-ți spună că nu mai primești produse de la ei? Reviewerii de top. În principiu, aș spune că da. Eu cred că da, sunt plătiți pentru astea, doar că aici se scot cu o chestie. Sunt două paliere. Poți să faci review și poți să faci prezentare. Atunci când prezinți un produs și nu dai concluzii, nu dai note, atunci ești plătit, pentru că vine la tine compania X și spune, prezintă și mie produsul ăsta, dar fă doar o prezentare, nu review. Ok, îl prezinți. Apoi poți să faci review, să-l porcăiești cum vrei, separat. Deci trebuie să faceți diferență între prezentare și review. Am remarcat niște chestii ciudate când faci unboxing pe chestia aia. I'm switching, tu nu știu ce. Ale clar e plătit, pentru că treaba aia cu switching o face prea des și te convinge să iei ceva. Gata, I'm switching to OnePlus 7 după două săptămâni. I'm giving up on my OnePlus 7, am găsit un defect. I'm switching to 9-10, după aia I'm giving up. Nu pot să-l mai în serios. Uită-te la mine, eu schimb telefonul o dată pe an sau două ori pe an și stau cu el, frate, adică mult timp. Cum ar fi să mă vezi de-aia în switching în fiecare lună? În principiu, sunt și de-aia și atenție la separarea între prezentare și review. The Games, salut Alex, o părere de Plantronics, Backbeat Go 3. Merită cumpărate, mulțumesc mult. Pentru că habar n-am ce sunt alea. Am intrat pe Amazon. Plantronics Backbeat Go 3 sunt doar 33,99 de dolari. Nu e rău. Mă uit la recenzii și văd destul de note bune. Văd că sunt așa. 47% 5 stele, review-uri, 11% 4 stele și 20% 100 stea. Mă cam îngrijorează că sunt 20% 100 stea. Mă uit la review-uri pe aici. Văd că au calitate bună, doar că e și un review cu o stea care spune că nu stau bine în ureche
și că nu se activează după încărcare. Cineva se va uita că atunci când face jogging, îi cad căștile din urechi. Deci, atenție la treaba asta. În principiu, lumea e mulțumită de sunet, dar nu prea de design. Și a fost și bug-ul ăla, că nu se mai porneau. Ok, cam asta a fost cu întrebările de pe forum. Trecem la YouTube. N-am uitat de voi pe YouTube, stați liniștiți. Hai să vedem. Am doi oameni care mă întreabă ce telefon folosesc. Mă întreabă Bobby Boss și Andrei GG. Deci, hai să vă zic. Telefonul principal, iPhone 7. Telefoanele secundare, Huawei Mate 20 Pro. Ăsta îl iau la evenimente, să fac poze și filmări cu el, ca un DSLR. Mare atenție! Hands-on-urile mele cu Huawei P30 Pro, Huawei P30, în Galaxy S10, iPhone-urile cele 3, 11, 11 Pro și 11 Pro Max, sunt filmate cu Mate 20 Pro. Deci asta este unealta mea de muncă. Și l-am pe OnePlus 6T, pe care îl iau cu mine în vacanțe, mă uit la Netflix pe el și mă joc jocuri pe el. E strict pentru gaming. Deci cam astea ar fi telefoanele mele. Games for You îmi spune că are un Galaxy A50 și nu merge să fac update de software. Îmi spune, se înregistrează dispozitivul și după că a eșuat. V-am zis, mi s-a mai semnalat problema asta și a mai apărut. Deci, e o chestie de la Samsung. Aflăm poate un răspuns de la Samsung România și revenim și noi cu detalii. Hai să vedem ce alte întrebări. Andrei GG. Bună, Alex? Bună, nu salut. Interesant. Ce recomand între Honor V20, Xiaomi Mi 9T Pro și Huawei Nova 5T? Mă interesează calitatea, luminozitatea display-ului. În cazul telefonului Huawei Honor să vină update-uri măcar un an. Crezi că s-ar putea bloca de către Google SUA serviciile Google pe aceste terminale? Mai în ziua de azi orice e posibil, dar din ce mi-ai zis tu, eu îți recomand Xiaomi Mi 9T Pro, mergi la sigur, măcar ai update-uri, măcar n-ai probleme. Mi-a plăcut mult camera de pe Mi 9, mă aștept ca Mi 9, camera de pe Mi 9T, pardon. Mă aștept ca Mi 9T Pro să fie și el cel puțin la fel de bun. În fine. Deci, Mi 9T Pro este recomandarea mea. Marian Cârstea, ce se întâmplă cu telefoanele după ce se termină review-ul? Păi sunt cam 2-3 variante. 1. Se întoarce la producător sau la retailer. 2. Vi le dăm vouă la giveaway. Deci cam asta ar fi treaba. Antonio Florian, salut Alex, o să apară FIFA 20 pe iOS? Dacă da, când? Mulțumesc că apreciez tot ce face Aleg Mobilissimo. Păi a apărut deja, cu vreo 2 săptămâni înainte de lansarea lui FIFA 20 pe console și PC. S-a făcut update la FIFA Mobile Soccer, sau cum se numește FIFA Mobile, ăla din Play Store și din App Store. I-au făcut update cu noutăți, noul sezon, noi jucători, noile moduri de joc, poți să joci 11 vs 11, au băgat o grafică mai arătoasă, deci cam asta ar fi. Sorin Valentin, Alex, joci? Te vei juca Call of Duty? Bineînțeles, am strâns deja ore bune. Cred că am deja vreo, nu știu, 10 ore în jocul ăsta, sunt deja nivelul 15. Am jucat Battle Royale, am jucat Team Deathmatch, am jucat toate bunătățile. Despre asta mai încolo. Ok, hai să vedem alte întrebări. Încă un băiat, Bugnar Ioan, care spune că are Galaxy S10 Plus, nu poate să facă actualizare de soft. Ok, Tomozeu. Salut, aș vrea să-mi iau Galaxy A70 pentru ecran și baterie. Există o variantă mai bună la banii ăștia. PS, face o treabă genială. Much love. Galaxy A70. Cât naiba mai costă Galaxy A70? Nici nu mai știu. 1700 de lei sau cât naiba mai? 1500? Bateria este dumnezească. Doar Xiaomi Redmi... Mă scuzați. Xiaomi Mi A3 să mai aibă o baterie de asta așa bună. Ecranul este și el foarte bun și imersiv. În principiu nu prea mai sunt telefoane cu baterii și ecrane de-astea. La un moment dat făceau de la Xiaomi seria aia specială pentru viziona filme. Mi Max, Mi Max 1, Mi Max 2, Mi Max 3. Astea sunt telefoane de viziona filme. Special pentru asta. Baterie mare, ecran mare. În principiu, nu știu ce să-ți recomand ca să vezi filme pentru că vrei ecran și baterie. Sper că ar fi cel mai bun. Na. Vezi cum stă Asus Zenfone Max Pro M2 la capitolul ăsta, că nu cred că ar fi nici el rău. Și personal, Xiaomi Mi A3, Super AMOLED, baterie uriașă, dar ecran doar HD. Deci, na. În fine, ecran și baterie culme, iPhone 10R mi s-a părut super ok. Ok, gata cu întrebările, trecem la diverse. Ok, iată-ne deci cu secțiunea diverse. Începem cu un joc lansat și iarăși, la fel ca FIFA 20, am înțeles că ar fi produs în România, cel puțin parțial. Este Ghost Recon Breakpoint, este realizat de către Ubisoft România, în bună parte. În principiu, dacă a jucat Ghost Recon Wildlands, este o continuare a acestei idei, doar că acum să fie în America de Sud, este într-o insulă din Pacific. Noi controlăm un ghost, o unitate specială care a venit să elibereze o insulă care a fost ocupată de către Wolves. Șeful acestor Wolves este chiar actorul din Punisher, John Bernthal, pardon. I-a fost modelat chipul astfel încât să apară în joc. În fine, ce fac eu acum în gameplay-ul ăsta nu este deloc ok pentru că, na, trebuie să joci stealth, să te bagi în mlaștină, să te ascunzi, nu să vii ca mine peste ei să tragi în ei ca nebunul. Deci cam asta ar fi ideea. Poți să personalizezi armele,
până la cel mai mic detaliu, ai o grămadă de arme, o grămadă de vehicule și, ce să zic, destul de multe misiuni, vreo 13 ore de gameplay în single player, ai și PvP și PvE. Românii s-au ocupat cu varianta de PS4, s-au ocupat cu hărțile de player versus player și au făcut cam 50% din joc, cei de la Ubisoft România. Cam asta ar fi, iată, vedeți aici echipamentele, loadout-ul, poți să spui mănuși, poți să spui vesta antiglonț și din nou, la fiecare armă poți să pui add-on-uri. M-am jucat până acum vreo 2-3 ore și sunt destul de multe bug-uri. Atenție, trebuie să te și hidratezi din când în când, să mai și mănânci câte ceva. Iar că despre bug-uri e faptul că uneori nu-ți mai apare arma în mână când o echipezi și a remarcat asta și la alte personaje, nu doar la al meu. În fine, ce să zic, dronele acelea sunt foarte greu de țintit. Grafica aș spune că arată rezonabil. Na, rezonabil, totuși joc pe un PS4 destul de vechi de acum câțiva ani. Cred că pe PC îți dai seama dacă arată bine sau nu. Asta este Ghost Recon Breakpoint și acum trecem mai departe la alte chestii. Hai să vedem. Ok, alte chestii înseamnă inaugurare de hotel. Am fost la aeroportul Enrico Andrei în București. Acolo, în cadrul aeroportului, s-a inaugurat primul hotel dintr-un aeroport din România, Hilton Garden Inn. În principiu, e destul de spartan, adică n-are balcoane și camerele sunt destul de mici și un design destul de pătrățos. E făcut pentru stewardess, deci pentru piloți, ceva oameni de afaceri sau cei care rămân blocați în aeroport și trebuie să stea 8 ore până vine următorul avion. Ei o să fie cazați aici. Am mâncat niște stridi destul de bune, niște stridi din astea pe un bloc de la mare de gheață și au prezentat și meniul hotelului. Am văzut că are multă carne de vită și multe fructe de mare, cam asta ar fi baza aici. Am mâncat și un fel de pachetele de primăvară care aveau un fel de patou de ficat înăuntru sau un fel de vită, deci nu erau chiar de primăvară, care au legume. Niște macaroni, niște tarte cu fructe. Apoi a fost o fază foarte tare. Fiind foarte aproape de aeroport, o să strac avioanele pe la geam cam tot timpul, după cum vedeți în clipul ăsta. Destul de tare treaba asta dacă ești pasionat de avioane și este foarte bine izolat fonic. Camera este foarte bine izolată fonic. Spuneam de restricții, n-ai balcon și n-ai voie să deschizi geamul dacă ești în camera îndreptată spre pistă. Este o chestie antiterorism, chestie de securitate. N-ai voie să urci pe acoperiș, n-ai voie să deschizi geamul, n-ai voie să ai balcon la un hotel de genul ăsta. 218 camere, 5 săli de conferință și prețuri în jurul 100 de euro pe noapte. Cam așa ar fi la hotelul ăsta. Ai o zonă cu mașini de spălat în care poți să-ți duci hainele. Dar v-am zis, camerele sunt destul de mititele. Cam așa mi se pare mie, dar oricum cine stai stă gen o noapte, două nopți maxim. Altă chestie, v-am zis că s-a lansat Call of Duty Mobile, aleluia, gratuit pe Android, gratuit pe iOS, include și Battle Royale, ce să vă mai zic, ocupă în jur de 1,2 giga sau 1,5 giga și are o singură hartă de Battle Royale. Asta e treaba care nu-mi place, am mai niște gameplay pentru voi, am strâns deja 10 ore, deja am foarte mult gameplay în jocul ăsta, hai să vă zic ce nu-mi place. Nu-mi place că ai o singură hartă la Battle Royale. De asemenea, nu-mi place că ai mai puține arme decât în PUBG. Ai grafic mai puțin realist decât în PUBG. Vehiculele se controlează foarte slab. Au cameră slabă la vehicule. Fizica e foarte proastă la vehicule. Mă distrez mai bine în Team Deathmatch, ca să fiu sincer. În Team Deathmatch, Domination, Frontline și alte moduri de gen, pe harta aceea cu iahtul, chiar mă distrez de minune. Ok, cam asta este Call of Duty, o să-i facem și un review, stați liniștiți. Arată destul de bine, dar mi se pare că arată mai prost decât arăta în beta. Știu că sună ciudat, deci cam asta este Call of Duty Mobile. Este o realizare tehnică, bla bla bla, dar PUBG Mobile este mai reușit la capitolul grafică și la capitolul experiență Battle Royale. La Deathmatch câștigă jocul ăsta. Ok, și ați văzut că vorbea lumea ceva de Dinamo și stau zilele astea, m-am uitat și la meciul FCSB Dinamo. Nu pot să cred că a fost doar 1-1. Sincer, dacă era să intre în poartă șuturile care ar fi trebuit să intre în poartă, ar fi fost 4-2 pentru Steaua. Asta era un scor realist. Eu țin cu Dinamo și, sincer, un miracol că a fost doar 1-1. Dinamo a avut un penalti nedat la un hands. Steaua trebuia să o bage în poartă o grămadă de ori și a dat pe lângă. Dinamo a avut o super ocazie la un moment dat, a ratat dintr-un metru. În fine, omul meciului este clar Dan Nistor. Adică a fost pe tot terenul, a atras de la distanță, a dat pasă de gol, a dat mai multe pase care puteau să fie gol, s-a dus și în apărare, este genial, Nistor ăsta o să plece pe mulți bani. De la Steaua, Florinel Coman a fost într-o zi uriașă și Moruțan, chiar dacă a intrat târziu, și-a făcut simțită prezența. În fine, chiar dacă echipele astea două erau acum o lună pe ultimele locuri, iată că și-au revenit și au făcut un derby foarte frumos, chiar a fost nice, dar e prima oară când văd că se oprește un meci pentru scandări rasiste. Ok, înțeleg că nu-i bine cu scandările rasiste, dar să oprești un meci pe tema asta
Nu știu, poate astea sunt reglementările noi. Pe vremuri se striga cele mai rele lucruri de pe Terra, se strigau la meci și nu se oprea meciul. Am înțeles că au strigat ceva la Florinel Coman legat de nia sa și s-a supărat și a oprit meciul, deci cam asta a fost. În fine, dacă astea sunt regulile, n-am ce să zic. Un meci spectaculos, dar ar trebui să intre mai multe goluri. Imprecizia asta omoară echipele astea. În fine. Ok, cam atât. Ăsta a fost Mobicastul 281. Deja am început să le pierd șirul și numărul. Ne avem săptămâna viitoare, avem și un giveaway pregătit pentru voi, pregătim și tot felul de recenzii, participări la evenimente și alte nebunii. Cam atât la Mobilissimo, eu sunt Alex, nu uitați să dați like, subscribe, clopoțel, toate cele. La revedere!